consilier a fost convocat în ședință ordinară prin dispoziția primarului numărul 200 din 2018. Din cei 13 consilieri cât compun consiliul local, sunt prezenți toți în continuare ca conducul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Mulții, domnul deci, revedere ca pentru ședință să fie pentru aseară. Ordinea de zi pentru astăzi este următoare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru zona de pădurire și frumusețare a localității. Știți că de fiecare dată când se apropie sărbătorul de Pascale, aprobăm un asemenea plan de măsuri. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului propriu pentru măsurile metodologice și organizatorice, termenele și circulația proiectului de hotărâri, care se înaintează Consiliul Local spre adoptare. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Badeseacă. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale din Comuna Badeseacă, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în Comuna Badeseacă. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale, adică drumurilor comunale sau forestiere, ori a altor categorii de drumuri aflate în proprietate și administrarea comunei, de către echipamente sau utilaje destinate obținerii de venituri conform articolului 486 al legii din codul fiscal. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 60 din 19.08.2017 privind implementarea proiectului construirii de teren de sport multifuncțional cu gazon sintetic și parc de joacă pentru copii în satul Cucova, care seacă de sport. La punctul 8, divers. Consult Consiliul dacă nu sunt și alte probleme obiecte care nu sunt de la urmare pentru a fi incluse pe ordinea de zi. Dacă nu sunt, supun că aprobare în ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul președinte, președinte domnului. Înainte de a da cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta punctul 1 de la ordinea de zi, fac precizarea că proiectul de hotărâre a fost analizat în ședința Comisiei Juridice din data de 27 martie și a dat un aviz pozitiv, favorabil, de fapt, aviz favorabil. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta punctul 1 al ordinei de zi. Planul de punctul 1 se referă văzut domnul primar pentru una, văzut și detalia comunei, noi o facem lună de lună în fiecare an. Dar în perioada aprilie, înainte de Paști, și după topirea zăpezii, izirea e mai mare. Sunt aici, am trecut câteva puncte mai vulnerabile, zona podurilor, cu râurile, unde lumea aruncă deșeuri, știți, puteți să vă explici și toți știți, da, realitatea. Și, pe lângă ce-i trecut aici, noi facem ecologizarea la toată comuna, deci râuri, poste glob de gunoi. Aici am trecut până în Valea Seacă, în podurile importante, cu poduri importante, cantonul Silvii, pod Băluță, pârurile și podurile care le trec peste pârâu. Avem deja săptămâna viitoare, ne-am uitat, vremea o să ne permită luni și marți soare, poate tot oameni de la legea 416, avem var cumpărat la pungă, avem saci, avem niște saci de îngrășăminte de pe la Nea Vasile Binea, de la băieți, din aia mare, am reciclat. Și o să facem să arate bine. O chestie că trebuie conștientizată toată populația, toți oamenii, și care nu sunt la legea 416, trebuie să-și facă fiecare în bucății care vei acolo. Ne așteptăm să facem cu legea 416. Asta e. Da, domnule. Așa se face de ani de zile, nu-i ceva nou, nu-i... Nu. Astea aveți trecute acordat, aveți și alte lucrări, propuneri care poate le-am omis, da? Undeva unde
credeți că e mai vulnerabil și trebuie o urgență acolo. O să vedem de cimitirile. Nu se trebuie, dar noi le facem. În fiecare an când vine Paștele, vierea, facem curățenie în cimitir, că oamenii depozitează, fac curat pe morminte și știți cum fac. Cam astea sunt. Deci nu, nu sunt multe de prezentat aici. Trebuie făcut curat. Dacă aveți și alte probleme, poftim domnul consilier. Domnul viceprimar, o problemă ar fi curățenia comunii. Ținând cont la 416, aveți persoane multe. Lasă de dorit curățenia comună, să știți. Și asta se vede cu ochiul lică. Dacă mergeți acum pe stradă și vedeți, se vede. O propunere am și eu la dumneavoastră. Ținând cont că sunt atâtea multe persoane ajutorul social, împărțiți în așa fel pe firajul comunei, îl aveți din toate părțile, aveți. Și dați-le sectoare. Domnul Popa, eu am încercat și cu sectoare. Am încercat și cu sectoare, dar la sectoare nu sunt controlabile. Pentru că zice, nu, știți cum zice, am făcut curat ieri azi din mizerie. E așa cum e, cineva știți cum e. Da, știu, eu înțeleg chestia, dar ținând cont acum că aveți și trei persoane la Poliția Comunitară. Mai sunt trei persoane... Asta face. Mai sunt trei persoane la Poliția Județeană, la Poliția Națională. Ei, cred că se poate pune un pic de ordine. Eu vă dau o sugestie, dacă vreți să o luați în seamă, o luați, dacă nu... Nu, dar problema e că omul, dacă nu-i supravegheat, nu face. Păi, domnule, asta e, trebuie supravegheat, aveți alte persoane. Noi avem băieții de la început, a fost, s-o completat, știți că am vorbit, s-o completat efectivul la poliție locală, deci eu pot, de exemplu, luni și marți fac acțiune și valea seacă de la, la Mândrișca, de la Bădăran, până la Mândrișca. Păi, numai de asta, numai de asta. Și am oameni care poate să-i supravegheze. Să nu cont că aveți și mașini acum la dispoziție, aveți tot ce vă trebuie. Acum arată mai urât comuna pentru că s-au topit zăpada și se vede toată mizeria care a fost dedesubt. Dacă acum două săptămâni, știți că au fost acțiuni în toată comuna și au fost curate. Acum s-au asupat. Păi numai de asta, de asta zic, dați sectoare. Nu, sectoare nu le pot da... Pe deci știți pe cine să trageți la răspundere din cauza asta și nu a făcut, nu-i mai dai ajutor social. Trebuie să fiu pozor, eu înțeleg, dar nu face. Pentru că au avut sectoare repartizate în zona Cucova și au strâns frunzele astă toamnă și au dat frunze. În loc să facă bine, mai fac mai mult rău. Omul de aia, dacă nu-i supravegheat, deci, nu are nicio răspundere. Mai sus se poate lua, mai sus se poate lua. Nu, adică nu se cred eu că... Dacă te duci de trei ori și îl controlezi și o să lași tot la fel, îi tai socialul și la revedere. Adică... Deci, toți consilierii știu că au fiecare un sector. Vă rog frumos, în momentul în care constatați că în sectorul dumneavoastră este o problemă, veniți la vice și spuneți, domnul vice, trebuie rezolvat imediat asta. Și imediat se rezolvă. Într-adevăr, are dreptate domnul Popa, pentru că, într-adevăr, e foarte multă mizerie. Aruncă fiecare pe unde poate. Uite, eu am văzut acest lucru și l-am observat și am zis că trebuie neapărat să... Și populația, domnul primar, spune. Și populația spune, uite voi câte mizerie și eu atâta social. Asta e și... Da. E și... Și educația. Educația. Da, da, așa este, așa este. În fața ta, domnul. Dar, având în vedere faptul că fiecare dintre consilieri are un sector, e bine să colucrăm, să colaborăm și să facem treaba ca să fie frumos în comuna noastră. Da, da, da. Mai e o problemă, în perioada imediat următoare sunt pe care vorbim. Și de-aia e bine să colaborăm, să facem echipă. Pentru că, o ce am face. Eu am văzut eu cu ochii mei, pur și simplu, arunc, iau ceva de la magazin, în magazin l-au aruncat. Văd și hârtie, aruncă... Nu, nu, dar aici încerc, vedeți cum sunt. Aici încerc, da, da, da. Și v-am mai spus și cum am o propunere. Haideți să facem așa, vreau să facem câteva echipe să, seara, să stei după ora 4. Da. După ora 4. Aici nu propunem. Da. Acum e cineva asupra... ...cultului de ordine. Da, și nu avea eu...
Dar ce proiecte să mai punem cu două coșuri, domnule? Și pe care pune jos, stau imediat. Coleg, tu lucrezi în probleme, mai punem două coșuri din față, pe acolo, la coșuri. Da, sunt. Și care tot cumpă să punem coșuri? Care se vede pe cameră că o aruncat? O amendă, corect, din ce proiecte? Sunt coșuri, dacă... Nu? Trebuie să fii numai ce ea. Trebuie să fii toată pomona. Dar aici sunt coșuri. Deci când ești lângă coșii... De ce sunt? Care nu-i educa. Asta este chestia. Care are discând numai asta. Putem rezolva. Da. La nivel de comuna Vareseacă sunt multe locuințe care sunt nelocuibile. Deci acolo trebuie să... Vedem cum putem să facem curățenie. Deci, lasă de dorit. Deci, oamenii au și pulbere acasă de pus gunoi, dar e mai ușor să ducă roaba alături. Unde nu-i locuiți. Da, unde nu-i locuiți. Trebuie să luăm niște măsuri foarte. Oare îi anunțăm pe proprietarii pe unde sunt ei, unde se află, să... Și anunțăm, oare să împrejmuiește posta, adică locuința lor, oare să facă ceva. Ca să putem să nu mai stăm cu mizeria asta la nivel de comună. Toți care intră să uită în stânga dreapta, băi, au și mizerie aici. Din păcate, localitatea noastră, comuna Vareseacă, are, la ora actuală, peste 450 de case nelocuite. Deci, fenomenul ăsta de populare este accentuat. Ei, există undeva în lege o prevedere care spune că cei care nu își îngrijesc locuințele pot să le dubleze, să le mărești impozitul. Ne folosim, deci în viitoarea ședință o să vedem care sunt cu domnul secretar, prevederile legale și o să adoptăm un proiect de hotărâre privind această chestie. Domnul primar, am văzut de la viața asta, primar, uitat, deci unii comuni, nu, e vorba de județul Bacău, deci s-au mărit 500%. Da, dar impozitul primar, impozitul primar. Da, o să facem unul și acesta. Deci la viitoare să facem în vedere și proiectul de vedere această situație. Dacă mai sunt și alte probleme, dacă nu, să punem la vot proiectul de hotărâre prezentatorul vice primar. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat în ședința Consiliului Local. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Îi dau punctul? Da, deci la punctul 2 al ordinii de zi, normal, domnul secretar de vreau să prezinte, pentru că este proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului propriu, privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectului de hotărâre care se înaintează cu ieșirea noastră în stare. Vedeți, aici avem o carte care se referă la legea 215, mai avem ordonanța 35 din 2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. Deci, având în vedere aceste acte normative, noi am, domnul secretar a inițiat acest proiect de hotărâre pentru a avea deci, norme clare, consiliul local, ceea ce privește emiterea actelor pe care nu adoptarea actelor, pentru că unitatea, deci Consiliul Local adoptă hotărâri, iar primarul emite dispoziții, conform legii. Și aveți fiecare în mapă de voastră un asemenea regulament care nu o să vă dăm acasă și să studiați cu atenție. Pentru că sunt anumite probleme care, oricât te nu le știi, e bine să le știți. Deci noi, în momentul în care, spre exemplu, inițiem un proiect de hotărâre, sunt niște termene, în momentul în care adoptăm o hotărâre, iar sunt iar niște prevederi, toate trebuie să le respectăm. Pentru că în momentul în care încălcăm legea, hotărârea aceea devine nulă și am și degeaba. Atacat un din fericire, noi nu am avut asemenea situații. Știți că la Vareseacă Consiliul Local a lucrat în echipă mai întotdeauna. Nu a existat, de când suntem primari, 20 și ceva de ani,
n-am avut un proiect de hotărâre care să nu fie aprobat. Pentru că, de obicei, proiectele de hotărâre care le-am inițiat noi au fost proiecte în conformitate cu lege și au fost în interesul cetățeanului. De aia suntem puși aici să apărăm interesul cetățenilor. Îl aveți, dacă aveți propuneri, vă rog să îmi spuneți de lege, da? Propunerile sunt în lege, domnule. Da. Deci ceea ce-i făcut reglament e și în lege, așa că nu e nimic în afara legii. Da. Dacă nu sunt probleme, să punem spre aprobarea Consiliului Local. Cine este pentru? Mulțumesc. Probabilitate de vot, a fost aprobat regulamentul ca. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Punctul 3 al ordinii de zi este proiectul de lege privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Valeseaca. Toată lumea știe că în localitatea noastră au trăit, au copilărit, au învățat carte, au plecat către alte veleaguri, personalități, adevărate personalități, doctor, profesor, care merită toată aprecierea noastră și pentru care e necesar să adoptăm un regulament, că numai în baza regulamentului se acordă acest titlu de cetățean de onoare al Comunei. Probabil o să organizăm în vara aceasta o întâlnire cu personalitățile care mai trăiesc, și o să le acordăm într-o adunare publică acest titlu de cetățean onorar. Mă refer la cei care au merite deosebite atât în domeniul în care au lucrat, în specialitatea în care au lucrat. Sunt doctor, sunt profesor, sunt inginer. Procedura a fost reglementată, este făcut exact după lege. Nu vă mai citesc regulamentul, aveți în mapă, dacă aveți propuneri. Dacă nu, vă rog să vă gândiți ca una din ședințele viitoare să teniți cu propunerea pentru personalitățile care le considerați. Aici, la articolul 2, domnul primar, acordul titlului este condiționat de cetățenii, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie. Apartenență politică. Noi vă duc. Dar am spus acolo de cetățeanul din Comuna Valeseaca. Dar nu are de toate astea. Da, nu văd. Da. E corect. Da. Se rezolvă. Dacă aveți altul probleme, dacă nu, supuneți spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Iată, mulțumesc. Comunitatea de cum, dacă nu s-a rezolvat. Ok. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Deci, la punctul 4 al ordinii de zi este aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale. Deci, revenim cu ceea ce spuneam mai înainte. Un asemenea regulament am mai aprobat noi mai înainte. Da, dar eu, de fapt, o reactualizare. V-ați uitat pe el, l-ați studiat, l-am făcut în concordanță cu legea. E necesar, pentru că și ei, polițiștii locali, trebuie să respecte legea și să ducă activitatea conform acestui regulament. Urmează ca de data imediat următoare să încheiem un protocol cu Poliția Națională, cu vârful de poliție, pe care o să stabilim deci, baza legală de colaborare între Poliția Locală și Poliția Națională. Se lucrează la acest protocol. Citiți un pic din el, domnul primar, dacă e. Da. Deci,
Deci poliția locală, compartiment Valesea, compartiment a fost înființat de baza autorului Consiliului Local numărul 15 din 22.03.2011. Organizarea și funcționarea, atribuțiile poliției locale sunt prevăzute de legea poliției locale numărul 155-2010, hotărârea de guvern 1332-2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și de prevederile prezentului regulament. Poliția locală, compartimentul este înființat în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private, publice, prevenirea și descoperirea contravențiilor și a infracțiunilor în următoare domenii. Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția drepturilor, activitatea comercială, evidența persoanelor, alte domenii stabilite prin lege. Sediul central al poliției locale este la sediul primăriei. Activitatea poliției locale se desfășoară în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a hotărârilor Consiliului Local al Comunei Valesacă și a dispozițiilor primarului și în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate stabilite prin acte normative ale autorităților administrației publice centrale și locale. Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor legalității, încrederii, proximității, proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării. În exercitarea atribuțiilor ce revin, poliția locală cooperează cu unitățile din respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale jandarmeriei. Știți că la noi avem și grupă de jandarmi, deci o să fie un protocol semnat între Poliția Locală, grupa de jandarmerie și Poliția Națională. Deci, angajați Poliției Locale răspund de realizarea atribuțiilor cu modalitate de procedurile de lucru. Fiecare angajat are o fișă, fișa postului, în care are trecut toate atribuțiile, nu mai citesc scris o mulțime. Trebuie să știți că primarul comunei este șeful întregului personal de subordine și are următoarele atribuții, întreprinde măsurile necesare pentru cadrarea cu personalul corespunzător, asigură cunoașterea și aplicarea tocmai de către întregul personal la prevederile legale, răspunde de pregătirea personală, că trebuie să știți că cei polițiștii care au fost angajați vor fi trimiși la cursul de perfecționare, mai ales că e obligatoriu, că în termen de 5 ani să-și să facă un curs de pregătire profesional. După mai citesc, deci asigură ordine interioară, disciplină, asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, se sesizează, organizează și participă la audiențele cu cetățenii. Da. Acum, este regulamentul lui, mă citesc. Am și un mic comentariu aici. Ținând cont de bunele practici la Poliția Locală și în alte localități, ei sunt repartizați pe servicii. Adică unul răspunde de mediu, unul răspunde de partea economică, unul de partea de construcții și sunt părțiți pe sarcini din astea. Și de asta și la noi. Avem trei tații de câte un sector din ăsta să răspundă. Adică se întâmplă în momentul când te duci undeva și contați ceva, constați ceva, spune că nu sunt eu de vină, nu e ala. Și de asta, și la alte localități se practică asta. Noi avem doar trei. Păi tocmai asta, adică îi împărțiți în niște... Păi, ei acționează în toate domenii, deci nu poți să... E bine. Așa e. Ghișa postului trecută exact ce a scris. Da? Așa că nu vă spune. Fiecare are atribuțiile stabilite precise. În ghișa postului, da? Dacă mai aveți și alte probleme de mai fiind supus spre aprobarea Consiliului Local. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc! Poate nu, dar mai pentru comunitate. Mergem la punctul 5 al ordinii de zi.
Proiectul de lege privind regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în comuna Valea-Seacă. Având în vedere că și aici trebuie să existe un regulament. Așa cum am aprobat regulamentul, spre exemplu, privind acordarea sprijinului financiar la unitățile de cult, în cele din președința anterioară, și aici trebuie să avem un regulament de organizare și desfășurare a activităților comerciale care se stea la baza activităților comerciale și a serviciilor care se desfășoară pe raza comunei Valea-Seacă. Aveți acolo în față regulamentele, dacă aveți propuneri. Dacă nu, iar dacă nu aveți acum, studiați la casca lumea și veniți și noi îmbunătățim. La urmă, viitoare ședință, îl actualizăm și îmbunătățim. Da, dar s-o stabil față în proședință să facă aici. În proședința anterioară am aprobat un proiect care se referă la piața și spațiu multifuncțional, în sensul că o face bibliotec și spațiu de arhivă acolo, în fața primăriei. Dar, vedeți, dumneavoastră, noi am aprobat, când am mers să scot certificatul de urbanism, am constatat că tot ce e aici în centru are interdicții de construire. În sensul că pentru a obține autorizație și certificat de urbanism trebuie făcut un PUS, adică un plan urbanistic zonal. Deja am dat un lucru, acest plan, care presupune o mulțime de avizi. Dar până la urmă se rezolvă. Da. Deci, primul, obligatoriu trebuie să facem PUZ-ul, adică planul urbanistic zonal, și după aceea o să obținem certificatul de urbanism și, la fel, și în zona în care am zis că o să facem centru social pentru cei care nu au adăpost sau care sunt în dificultate, da? Acolo, tăria este și ea în zona de restricție, nu se poate lucra cu toate, că nu construim acolo, acolo mai amenajăm. Dar trebuie autorizație de construcție. În momentul în care lucrezi la structură sau la acoperiș, trebuie să ai autorizație de construcție. Și din această cauză facem PUZ-ul pentru tot ce este centru. Inclusiv școală. Nu inclusiv proprietăți particulare. Nu. Eu nu știu dacă noi ne permitem să cheltuim pentru proprietăți particulare. Noi o să facem PUZ-ul pentru ceea ce avem cu proprietate. Proprietatea primăriei. Eu nu văd pe cineva care se poate construi. Dacă vrea să-și facă PUS, să-și facă PUS particular. Nu poate să construi acum zona centrală. Nu poate, dar de cine? Aici, în zona aceasta centrală, este piața. Dar eu nu construiesc. El vrea să vândă. Pontonul ăla în piața? Pontonul ăla în piața? Cine? Fortuna. Nu, Fortuna nu e. Nu mai bine. Nu, v-aș spune că am analizat fiecare proprietate în parte, împreună cu proiectantul și o să facem un plan urbanism zonal, exact cum trebuie după aceea. Da. Cine este? Cine este pentru? Să fie cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul 6 al ordinei de zi. Proiectul de revedere prezentat pe tot timp? Proiectul de lege privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii, drumurilor locale, comunale și forestiere, ori al altor categorii de drumuri, care se află în proprietate și administrare comune, de către utilaje și... Dar mai fost așa, domnule. Dar și s-a pus taxe și ne-a fost. Atenție! De data aceasta, am luat modelul celor de la Orben. Făcut la Orben și am spus și am fost și la Ocolo Silvii. Există undeva în lege o taxă de peiaj. Deci, pentru utilizarea drumurilor, în condițiile în care tu circuri cu utilaje care depășești tona, noi avem aici 7,5 tona. În momentul în care vrei să circuri, ne afectezi infrastructura, drumurile. Și ei trebuie să plătească, uitați-vă la Ocolo Silvii, care Regia Națională a Pădurilor, am luat un material de ei, motivat de schimbările apărute în determinarea elementelor de cost pentru stabilirea taxei de peiaj, se stabilesc pentru utilizare de către agenții economici următoarele taxe.
pentru drumuri forestiere, eu, asta. Și zice pentru 0,5 km, adică pentru distanță 0,5 km, 1,48 € de bani la metru cub. Pentru 5-10 km, taxa este de 4,41 lei. Pentru 10-20 de metru cub, da. Pentru la o mașină cum au ieftit 20 de metri? Plătește 20 mulțit cu 4,41. Ce înseamnă asta? 100 de lei, nu? Bun. Păi dacă treci de 3 mașini... Eu vă spun că am... De ce am fost? Ordenea au fixat o taxă de 6 lei pe metru cub. Am luat normative de la Rom Silva, de la agenția, tocmai pentru a fi pe lege. Și am zis că noi ne încadrăm undeva la 5-10 km. Dacă luăm de aici la deală, se prezentăm de 5-10 km și fixăm taxa 4,41, nu 6, că la urmă. Ordenea deja au luat 400 de milioane până acum. Deci ce mai trebuie să luăm așa? Îi chemăm pe cei care își câștigă licitația. De fapt, trebuie să știți că am avut această discuție cu unul dintre... Așa e medicat și furtul de lemne din păduri. De ce? Dacă stă unul acolo și taxezi, trebuie 20 de mașini vizi. Deci, în condițiile în care ei au licitat 2000 de metri cub. Ei vin la noi, vin cu contract. Încheie un contract de comodat cu noi, în care își asigur, vedeți că puteți să fiți ceva, dar vă pus în bază toate documentele, că toată documentația legală. Da. O facem o să vină. Da, bine, de mai respectă. Având în vedere că Orbenii, deja de anul trecut, și-au luat 400 de milioane. Deci ca și taxe. Deci în aceste condiții am stabilit și am propus ca și taxele de pe Iași, 4,41 de lei. 4,41, asta înseamnă 4 bani de 4 de lei. Dar ce nu puneți 4,50 de lei? Dacă așa este, așa au... Și bun, putem pune 4,50 de lei. 4,50 de lei. 4,50, ca să fie locul. Păi da. Ce se întâmplă? Vă spuneam că am avut discuții cu cineva care a câștigat o licitație. Vine la mine și domnul, uitați, am și eu de adus, transportat. Știți, noi putem să vă aducem niște lemne la primărie, nu știu. Și până am întrebat, am făcut treaba și la Orbeni, m-am dus la Orbeni. Zic, ia spune, cum am făcut la Orbeni? Și încolo, acolo la Orbeni, deja era taxa făcută. Și acum o să-l chem și o să-i spun, uite, asta e situația. Atunci, tot trebuie consiliul, vreau de toate. Deci, sunteți de acord, nu? Da, da. Sigur, am avut scurat cumva. Mulțumesc. Da, cum spuneți, domn primar, respectiv, cupajul care va fi... Cupajul care va fi... Păi nu, dar trebuie spune... Am pus puțin la înainte. El a licitat 4.000 de metri. Așa este, domn primar. Noi ăștia care vin așa... Păi, dar știa cum se vine cursul, ia... Păi, cum se vine? Cum nu toată vara, jocă, da. Este 7,5 toni, deci... Păi, da, cum să ai o exploatare, o ceva... Deci, cu mașina, dacă vine cu mașini din alea cărcate, vă spune că are 27 toni. Da, mai mașina... Da, vă vin cu șeful de poate. Ăștia pe... Și o să stabilim, mai dăm și lui hotărârea. O să oprească... Domn primar, este integrată lumea în sat? Pe unii ardi, pe unii lasă, pe unii părăște, pe unii face. Numai așa, au făcut din norocere în bara asta comună, cu pădurea. Din păcate... Și nu spun eu, din păcate, codul silic trebuie respectat. Uitați-vă că și eu, și alții, am marcat o pădure, nu poți să iei din pădure lemnul până când nu era... Când fură altul. Până când nu când fură altul. Și când e tu, mai găsești nimic. Mai mult, v-ați aminte că anul trecut... Vă-ai stat prea mult ceapă. Anul trecut, în perioada... Mie n-aș tu fără, mi s-a întâmplat chestia. Anul trecut, în perioada asta, a căzut o zăpadă, puțin, care a rupt pădurea de a făcut o plată. Copacii stau și... Frumos. La ora actuală, mai e puțin și intru în procesul ăla, în prefacție. Le-am zis, există, vă rog să discutați cu oameni, există posibilitatea, dacă ai titlul de proprietate, să și ai o cantitate de masă care depășește 5 metri, pentru că în cazul în care... Până la 5 metri poți să marcei. La 5 metri la hectar. 5 metri cub. Da. Deci,
se face o cerere cu documentația și vin cei de la Suceava și aprobă întreaga cantitate. Dar până atunci o să putrezească mult lemn sau o să fure mult lemn. Se trezește la un moment dat, am văzut eu. Dar asta e, asta cu Suceava e prăjeală, domnul primar. Nu, nu e prăjeală. Mie personal, eu am fost, am vorbit cu șeful de ocol. O să aplice legea dumneavoastră. Și dar ăștia luați care trăiesc, eu captul la mine, la până ăla, până în capăt, tot trăiesc. Ce-au venit Suceava? O marcat ăștia, o marcat. O marcat? Da, erau marcat. Păi cel care răspunde de bază, răspătească. Păi, știți ce se întâmplă? La noi nu e o asociație de proprietari care să... Păi, dată la... Nu, dar pădurea este dată în fază către Ocolul Silvic Hrașov. Și Ocolul Silvic are obligația să păzească. Ce să mai... Dacă aveți asemenea probleme, se sesizați. Nu e lucrat. Plătim pădurea de la noastră, plătim noi în pază. La început de anul acesta nu o să mai plătim. Hai să nu o să mai plătim. Poftim? Că nu plătim magistratura, spada, nu dă lemne până nu plătim. Asta e codul Silvic. Da. Deci, da, dar mie se pare corect să-ți păzească pădurea, dar să-ți o păzească, domnule. Nu să o păzească, să o furii. Din păcate, cea mai acută problemă care ne-am întâlnit noi a fost faptul că femei bătrâni, 80-90 de ani, s-au dus, s-au marcat și au trimis să-și ia lemnele pădurii. Pădurarul nu era acolo și ne trezim că vrea jandarmii opresc, confiscă lemnele. Vă închipuiți cam în ce situații punem pe bătrânii amărăți. Dar legea așa spunem, am vorbit cu jandarmii, am insistat, știți cum și cum mă, să gândească foarte bine că nu e nicio încălcare a legii, dar legea e făcută prost, părerea mea. Sau pădurarul nu-și face treaba. Pădurarul ar trebui în momentul în care ai plecat din pădure. Băi, stabilesc, marți și joi vii și e lemnul. La marginea pădurii te-am așteptat și ți-am dat aviz. Ai toate documentele privind marca? Ce trebuie? Atât. Că ne trezim în situația, v-am spus. Bătrâni care... Au niște chestii în cadrul primar de mori. Mori când te duci acolo. Îți marcă nu știu cât, îți aduce 2-3 lemnul, restul îl iau ei și le duc. Le fac, vând cu remorcele. Ai doresc, domnul? Dar cum să l-am doresc? Mie mi s-o întâmplă chestia asta. Lasă-mă de în judecată să vedem. Dă cineva judecată. Nu, dar rugămintea mea e ca într-un caz, ca în cazul tău. Mergi la Ocolul Silvic și păzinsare înseamnă. Pentru că cel care se ocupă de pază este Ocolul Silvic. Da. Din păcate nu... Am spus eu, paza e făcută ca să furi ei. Primăria e scoasă din ecuația. Te duci și dai 10 milioane pe o remorcă de lemne din pădurile de la tine și îți vrea din altul. Îi duci remorca la altă parte. Nu este faptul că la noi lemnul e mai scump ca la altă parte. Nu știu ce dată. Pădurea se... Pădurea oamenilor. Pădurea e proprietate. Probabil că se revește pădurea proprietate, nu pădurea de stat. Dar trebuie să știți că nu am o comparație cu alte zone din județ. Pădurea noastră arată foarte bine. Vă spune un om, frate, care este la Traian, la Ita, și are 20 de pădurare. Păi lui e frică să ia pădurea în bază, pentru că e aproape rasă. Așa s-o tăiat acolo. Te bandat, nu? Vedeți? O rămas câți la copaci și unul col. Aici, la noi, arată pădurea foarte bine. Da. Punctul 7 la ordine de zi. Punctul 7 la ordine de zi se referă la proiectul privind hotărârea de Consiliul Local numărul 60 din 2011-08-2017, în sensul că în anexa hotărârii e vorba de construirea terenului de sport multifuncțional cu gazon sintetic, de la Cucova.
care a, pentru care a fost depusă documentația pe gamă. Dar acum de ce aprobăm? Ție răspunde, domnule. Deci, astăzi avem vizitantele. Să se vină cei de la FIR, să vadă terenul și să facă conformitatea proiectului. Din ce au verificat ei din birou, s-a constatat că în anexa aceasta este trecut 1187 de locuitori, ca beneficiar. Da. Cei de la FIR mi-au zis, domnule, de ce a spus, e restrictivă această cifră? În sensul că toți locuitorii comunii pot să meargă acolo să beneficieze de acest teren. Și o să modificăm cifra, atât e, de modificat cifra. În loc de 1100, o să trecem populația comunii. Adică toți cei 3100 pot să ducă să... Și da, așa că poate să duc acolo. Poate să joace o tenis acolo. Cu terenul va avea... Terenul este multifuncțional. Și teren de tenis, ca și la Valesea. Combine și la cupul la Valesea, că am putea ne lași. Da, bine. Deci, numai această modificare, superă puterea aceea care am adoptat anul trecut, de fapt. Bun, asta e pentru conformitate. Să eliminăm restricția aceasta. Cine este pentru? Trecem la punctul 8. Diverse, dacă aveți alte probleme care le puteți prezenta. La diverse, așa pe urmă, din ceva. De exemplu, o să vină sărbătoare de Pascale, o să vină seara de dimineață. Gândirea mea e, ar trebui cât un politist comunitar să fie la cât o plată zici și comunitară. Asta nu poate să poți. Nu, ca. Ar fi echipii miște. Nu, deci și-am trecut. Să vină mulți ani. Tineri vin diferite părclii, cum se spune, la noi aprinse și sunt multe și mult. O să discutăm cu cei de la de la Pentecostal. Nu se dă cu tunul. Pentru că de obicei, eu tu știi că am fost la Buzicica și de obicei mulți sunt de la Pentecostal și vin acolo mai mult pentru distracție. Din această cauză o să discutăm cu pastorii. Da. Să ne respectăm, adică în sensul să nu există probleme. Da, este corect lucru. Așa că noi respectăm pe ei. Nu deranjăm niciodată. Să puteți să ne anunțați și pe noi, să facem o leacă de ordine pe la cimitirul aia. Că dacă domnul să vedeți. Și vreau să fim și noi, frumos. Și curățenie să fim alături și noi. Nu-i probleme și noi. Putem să vă ajutăm și noi, domnul. La începutul ședinței am zis așa, consilierii au să-i facă. Corect. Domnul Cantarăgiu, domnul Zică, va se va ocupa de zonul aia cu cimitirul. Dăm cimitirul. Da, am primit. O să stabilim și niște echipe de băieți, o să... Ce-am să vorbesc cu tata să rămâne în parte? Dacă mai sunt și alte probleme. Și pe zelea aia cu el? Da, dacă nu sunt alte probleme pentru a încheia ședința. Domnul Mar, încheiem așa. O altă problemă, trece legea 416, discutarea legii 416. Păi se propune pentru ședința următoare. Pentru ședința următoare, da. 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 Alte probleme să fie. Să ne urăm un pas pentru cei de la... Da, da. Mulțumim pentru fericire. Și, da, eu zic că să vă mai chem, o să nu vă las până la... Dar poate să te vor. Vă chem, s-ar putea să mă chem la o altă ședință, o să facem o ședință de îndată, cred că, sau extraordinară. În funcție de ce, ce o să ceară cei de la FIR, la vizita TV. Da. Dacă o să fie probleme, eu din discuția pe care l-am avut cu ei, au zis că nu sunt prea multe probleme, se pot rezolva, că sunt chestii de minore. Și în condițiile în care, totuși, da, apare, în condiții în care apare o problemă, care necesită aprobarea Consiliului Local, o să vă convoc că, poate, la treia zi de Paște, o să ciocnim un nou aici, nu? Dacă nu, încă o dată sărbător, fericite, multă sănătate și... Mulțumim la fel. De ce vreau dacă vreau? Puteți să punem cu mine?